Bună seara, stimați telespectatori ai televiziunii române. Suntem la înălțime cu acordul și cu ajutorul colegilor de la Departamentul de Situații de Urgență de aici, de la Sibiu, capitan Dumitru Croitoru. O săptămână întreagă am parcurs din fața unității până deasupra unității, dacă vreți, mesajul nostru fiind de fiecare dată să stăm uniți, să stăm împreună, să fim gata să ne trăim viața alături de cei care trăiesc viața pentru noi. A început un an nou și vă zic la mulți ani cu toată inima și din toată inima, împreună cu toți cei care s-au strâns astăzi, vreau să nu-i vedeți, dar sunt aici privind în sus de fiecare dată direcția în care, de fapt, oamenii de vocație, oamenii de caracter și oamenii care au o misiune de îndeplinit privesc întotdeauna. Sper să simțiți emoția momentului acesta în care, de la înălțime, vă spunem că Dumnezeu este parte integrantă din viața noastră, dar fiecare dintre noi suntem parte integrantă din viața fiecăruia dintre noi. A început un nou an, un an pe care, fără îndoială, ne-l dorim toți rodnic, bucuros și plin de pace. Nu se poate trăi decât așa, nu putem trăi decât împlinind ceea ce Dumnezeu ne dăruiește de fiecare dată. Bucuria aceasta de a ne oglindi unii în ceilalți. Sigur, este ziua Sfântului Vasile cel Mare, nu am uitat. Sigur, este ziua care ne apropie de tăierea împrejur a Mântuitorului Hristos, n-am uitat nici aceasta. Dar mesajul din tâi pe care am vrut să vi-l pun la inimă, în anul de la Dumnezeu 2023, este acesta: să stăm uniți. E momentul ca țara să-și revină și să poarte cu sine puterea aceasta binecuvântată de a fi un popor al unei nații mândre în smerenie și curajoase în smerenie. Taina zilei de astăzi ne duce cu gândul și la Evanghelia, care ne învață de fiecare dată că a fi de partea lui Hristos este mai important decât orice lucru din lume. De aceea, năzuiți la mai mult, fiți parte integrantă din bucuria celorlalți. Un an nou cu bine, cu dragoste și bucurie, inclusiv din partea ISU Sibiu. Vă îmbrățișăm cu dragoste de la Sibiu. Mâine este o nouă zi.